Primăria Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj sunt gata să primească colindătorii. Înscrierile sunt în toi, iar Moș Crăciun împachetează de zor la cadouri. 7.000 de copii sunt așteptați de către primarul Marcel Romanescu, în timp ce Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, este gata să întâmpine peste 3.000 de colindători. Doar în prima zi de la startul înscrierilor, 3.500 de colindători se aflau deja pe listele deschise de primărie la Centrul Național de Informare Turistică. Astăzi, în cea de-a treia zi, pe listă se aflau deja 6.300 de copii, pentru alții doritori rămânând disponibile 700 de locuri ce ar trebui să fie gata mâine. Cei care îl vor colinda pe primarul orașului în perioada 17-19 decembrie vor primi în dar dulciuri, dicționare, dar și cărți. Din data de 2 au început înscrierile pentru colindători, continuă până pe data de 5 decembrie. Până în momentul acesta s-au înscris peste 6.300 de copii, iar perioada de colindat va fi între 17 și 19 decembrie. Și la Consiliul Județean Gorj, pregătirile sunt în toi. Sunt așteptați peste 3.000 de colindători. Dacă la Primăria Târgu Jiu se pot înscrie colindătorii doar din oraș, la Consiliul Județean Gorj pot veni colindători și din alte localități ale județului. În perioada 16-18 decembrie, timp de 3 zile, începând de dimineața, de la ora 9 până la ora 15, vom primi colindătorii. În acest an ne-am pregătit să primim 3.000 de școli și preșcolari, atât din Târgu Jiu cât și din județ. Moș Crăciun îi va întâmpina pe copii cu cadourile și surprizele pe care le-a pregătit pentru ei. În data de 19 decembrie, în piața prefecturii, va avea loc alaiul obiceiurilor de iarnă, fiind așteptați 300 de colindători. În data de 19 decembrie va avea loc alaiul obiceiurilor de iarnă, începând cu ora 10 în piața prefecturii din Târgu Jiu, un număr de aproximativ 300 de colindători, membrii din diferite ansambluri din localitățile cu tradiții din județul Gorj vor veni să prezinte tot ce înseamnă tradiții și datini și obiceiuri de sărbători, așa cum se obișnuiește la români.